Sunt plătiți cu salarii de mii de euro pentru a călători în toată lumea alături de prinți, șeici și actori celebri. Unde mai pui că un singur bonus poate ajunge la 50.000 de euro. Vorbim despre un job pe care mulți tineri îl consideră de vis. Acela de steward pe yacht. Pentru ei există și în România o școală care îi pregătește la standardele cerute de clienții cu pretenții. Venim frumos, practic cu o mână la spate, îi zâmbim, da? Nu venim prea aproape de ei, de ghești, nu le intrăm în suflet. Ne adresăm frumos, hello madam, hello sir. Înainte să-și deschidă propria școală de stewards pe yacht din România, Carmen s-a bucurat din plin de avantajele acestui job. A văzut întreaga lume și a ajuns să câștige un salariu lunar de 9.000 de euro plus bonusuri exorbitante. Am avut un shake la bordul yachtului. La sfârșit de charter a venit și ne-a înmânat câte 50.000 și 20.000 de euro cash la fiecare. Iar bonusurile nu sunt singurele atracții ale unui job pe yacht. Carmen a lucrat de-a lungul timpului pe navele de lux ale lui 50 Cent, Shakira, Beyoncé, Rihanna și Maluma. O experiență de lux cere întotdeauna și servicii de 5 stele. Pentru asta, stewardii și stewardesele se pregătesc temeinic și învață pas cu pas regulile de aur ale ospitalității. Pentru un astfel de curs, cei dornici trebuie să scoată din buzunar numai puțin de 950 de euro, iar la final primesc o diplomă acreditată internațional. Hello, madam. Thank you. Se pare greu ceea ce ai avut de învățat până acum? Nu, este ceva foarte ușor, nu e nimic greu, trebuie doar să-ți placă și să vrei. Vor învăța partea de housekeeping, partea de service, la masă cum și ei facă în acest moment. De asemenea, cursanții învață măsurile de siguranță pe yacht și unele detalii care pot face diferența atunci când vine vorba de bonusuri. Foarte important este să aveți zâmbetul pe buze. Imediat după terminarea cursurilor, stewardii se pot deja îmbarca pe unul dintre yachturile private, iar salariile care îi așteaptă sunt pe măsura luxului. Salariile încep undeva în jur de 2.000-2.500 de euro pe lună. Tipsurile sunt undeva în jur de 2.000 de euro pe lună.